1%. Noi am venit și am prezentat că în acest moment în România este impozitată mult prea mult munca. Și trebuie să găsim un echilibru și cu impozitarea capitalului. Aici noi vorbim de impozitarea capitalului. Cu alte cuvinte, de 30 de ani, povara impozitelor și grosul impozitelor a rămas prin impozitarea muncii pe cei cu venituri mici și mijlocii. Și trebuie găsit, într-un fel, un echilibru. Asta nu excluzând reorganizarea ANAF-ului, a VAMEI, digitalizarea, lucruri care se vor face în perioada următoare într-un mod mai alert, pentru că se impune acest lucru. Nu am vorbit în mod deosebit de o taxă de solidaritate, m-am exprimat așa, pentru că am văzut că în Germania există această taxă de solidaritate. Propunând ca să se creeze acest echilibru, din punctul meu de vedere, 0,8% impozit pe profit la aceste mari companii, mi se pare prea puțin. Și am zis să venim nu cu o dublă impozitare. În momentul în care te încadrezi până în 1% să plătești măcar la nivelul micro-întreprinderilor, atunci preferabil să vii să plătești o taxă la cifra de afaceri. Astfel încât să nu mai exportăm din România profitul. Cât să fie, nu are rost. Taxă? Cât să fie această rămânând taxă? Acest lucru, să vină totuși specialiștii să ne spună, nu să vorbim anumite cifre, dar echilibrând, nu s-a luat o hotărâre foarte clară, au mai multe variante. Și mergând totuși și cu destinația acestor sume pentru prima oară. Mergând cu această destinație exact pentru educație și sănătate. Vom vedea în coaliție, cum avem discuția, dacă se continuă această discuție sau găsim alte variante. Din punctul meu de vedere, rămân consecvent și cred că ar fi fost corect pe o perioadă limitată de timp, nu de acum încolo, până trec toate aceste crize, să venim cu o astfel de abordare de impozitare a capitalului. Ar fi fost să intre în vigoare 1 ianuarie anul viitor, cu 6 luni, da. Este făcut și un impact bugetar, câți bani ar intra în plus la bugetul de stat dacă aplicați? Sunt făcute mai multe stimulări. Se vorbește de sumă în jur de aproape 2 miliarde de euro, bani care s-ar duce cu destinația de sănătate, pe sănătate și educație. Asta în cazul în care va fi un domeniu în care, haideți să fim corecți, România are nevoie. 2 miliarde din 0,5 sau 1%? Am zis, dar filozofia a fost de impozitarea capitalului și nu a muncii. La pachet, acești 2 miliarde nu ar veni toți automat dându-le destinație, atunci Ministerul de Finanțe va trebui să găsească alte resurse, să asupe prin digitalizarea ANAF-ului, să asupe deducerile pe care le propunem la cei cu venituri mici, cu familii monoparentale, cu mai mulți copii și la cei cu venituri medii, de exemplu, pentru pensii private, after school, taxe de școlarizare. Ce înseamnă venituri astfel mici încât, și medii? Astfel care, în, care să fie platformă? Noi încadrasem până în 6.000 de lei. Astfel, venind cu o altă abordare, încercând ca cei cu venituri mici să nu aibă absolut, să nu mai plătească impozitul pe venit. V-am explicat. Am luat o abordare până la 6.000 de lei. Înțeleg că este posibil să se introducă... Se fac simulări. În acest moment... Un prag de 3.000 salariu brut, să nu mai există impozit pe venit de 10%, iar pentru cei între 3 și 6.000 de lei... El există, dar ai deduceri. Într-un fel încurajezi... Într-un fel... Pentru domnul ministru de finanțe chiar spunea că să mergem și pe zona de tineret, pentru că știm, fenomenul nu este numai în România, este un fenomen la nivelul Uniunii Europene,
cei mai mulți șomeri fiind în zona până în 17-18 ani, până la 20. Noi vorbim până la ce vârstă? Aici avem până la 24 de ani. Cumva cu o anumită abordare de stimulare de a fi angajați în primul rând tineri și o deducere pentru tineri, fiindcă sunt la început de drum. Este o abordare europeană. Este o abordare corectă. Nu facem legi pentru excepții. Facem statul are obligația de a interveni când vede anumite discrepanțe. Cum sunt aceste discrepanțe? Repet, am zis, e vorba de veniturile mici și mijlocii, nu este indiferent de leafă. Avem și tineri IT-ști. La tineri, noi vorbim de șomeri. Este un fenomen, repet, la nivel european, în care tinerii sunt cei care dau cel mai mare procent în șomajul fiecărui stat, membrul Uniunii Europene. Un cetățean căruia îi se fac aceste deduceri, ce face cu banii aceia? Este obligat să-și cumpere asigurări, să plătească after-school? Nu poate să pună mâna, că de aceea este o abordare europeană. În momentul în care dai deduceri, îți calculezi cât ai impozitul pe venit și îl direcționezi către ONG-uri, către anumite servicii. Fiindcă abordarea noastră e una corectă. Nu mai putem merge pe abordarea de a mări alocațiile în continuu. Fiindcă nu așa ajungi să crească demografia în România. Trebuie să ai o abordare și de servicii ca oamenii să fie încurajați și mai ales tinerii să aibă copii în România. În tot acest tablou dorim să venim cu totul altă abordare. Am vorbit și de impozitarea în funcție de venit. E bine că vorbim despre ea, fiindcă așa se dezvoltă un stat și suntem printre ultimele state cu așa zisă cotă unică, care nu mai este unică. În acest moment încercăm să scoatem din acele excepții din codul fiscal, care însumează toate în jur de 64 de miliarde de lei. Și să le începem să uniformizăm aceste lucruri. Excepții, vă referiți la acele facilități fiscale pentru IT, construcții și agricultură? Sau? Nu, de exemplu, la construcții și agricultură, ideea a fost ca cei cu salariu minim pe economie să ajungă la un salariu de 3.000 de lei. Și diferența dintre salariu minim și 3.000 de lei să nu mai plătească contribuțiile. Vreau să vă spun că excepția este până la 30.000 de lei pe lună. Din punctul meu de vedere, este mult prea largă această plajă de la salariu minim până să ajungi la 30.000 de lei. Încercăm în coaliție, o să luăm o decizie, dar mai mult ca sigur că ea va fi limitată. Celelalte propuneri din acest pachet, creșterea accizei la țigări, creșterea TVA nu crește nimeni nicio acciză. Este vorba de tutunul, acele țigări încălzit, care există o directivă la nivel european și începe să se uniformizeze până la anumite... Referitor creșterea TVA la alimentele care conțin zahăr, care va fi aceasta sau care este decizia venită din partea partidului? N-am înțeles, scuzați-mă. Taxa pe capitalul companiilor ar trebui să fie... În funcție de cum vine... Domnul director de la ANAF și cu ministrul final, nu sunt specialist știu. Dar trebuie să repet, în România de 30 de ani, cei cu venituri mici și mijlocii țin greu. În acest moment trebuie o abordare corectă între impozitarea, toate companiile. Vă rog frumos. Am specificat de la început și nu doresc, vreau un dialog corect între mine și dumneavoastră. Nu am spus că e vreo companie incorrectă. Eu v-am spus că statistic, marile companii plătesc în jur de 0,8%, ceea ce, din punctul meu de vedere, și cred că am acest drept să am un punct de vedere, este mult prea puțin, încredându-se sub 1%. Am specificat mai devreme foarte clar.
nu există dublă impozitare. Există, există, dacă nu se încadrează, dacă nu venim cu un profit pe venituri până în 1%, atunci găsim media o singură impozitare, poate la cifra de afaceri, astfel încât să nu mai fie exemplu, această... Domnule președinte, o companie, de exemplu, declară și plătește impozit pe profit de 0,2-0,3% anual. Într-un caz fericit. Da, un caz de acest. În cazul în care nu este pe pierd. Cât, în jur de 170 de companii din cele 320 sunt pe pierde. Bun, ca să știm și cu ce avem de face. Cât va plăti o astfel de companie taxe de solidaritate? Nu. Repet. Domnul ministru al finanțelor o să vină cu toate aceste propuneri pentru a se... Nu va exista dublă impozitare. Sunt de acord să plătească diferența de diferența, la cât plătește de la 0,2-0,2. Deci, sunt de acord să nu existe dublă impozitare. E un principiu care trebuie respectat. Aș vrea să vă întreb puțin, domnule președinte, și pe un alt subiect, prețul la carburant. Știm că au existat de-a lungul timpului mai multe propuneri în cadrul coaliției cu privire la o plafonare a prețului la carburant sau o reducere a accizei. Mai sunt pe masă aceste discuții? Aveți de gând să luați ați o văzut, măsură? Ne uităm și noi, totuși, de aceea tot timpul am dorit să avem o abordare în întreg tablou și la ce se întâmplă în Europa, pentru că noi suntem membri ai Uniunii Europene și chiar suntem mândri de acest lucru și am văzut și alte state ce măsuri iau. Știți foarte bine că eu nu am fost mare adept al scăderii TVA-ului la carburant. Ați văzut ce s-a întâmplat în Germania. S-a scăzut TVA-ul și carburantul s-a scumpit. Am venit cu o măsură cu 0,5 bani din acciză pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane și pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală a economiei. Ce mă mir eu, este altceva. 120 de dolari pe baril, era și acum parcă un an sau doi, și aveam la pompă prețul de 7,98 lei. Acum este tot 120 de dolari. Și peste 9 lei. Barilul. Și prețul este peste 9 lei. Și prețul este peste 9 lei. Eu vreau să vă întreb și pe dumneavoastră și pe cei de la Consiliul Concurenței ce fac. Consiliul Concurenței durează cel puțin 5 ani. Și întrebarea este, așteptăm. Și noi în acești 5 ani, când se gândesc, nu mai vine cei de la Consiliul Concurenței și dau demisia. Și lasă pe unii să poată face niște anchete în timp real și să ajute. Domnule Ciolacu, sunteți lideri al coaliției. Ce am stabilit în coaliție, săptămâna viitoare, cred, se va da acea ordonanță cu antispeculă, astfel încât guvernul să aibă niște instrumente clare, și am văzut și în Germania că au aceeași abordare după ce s-au păcălit, reducând TVA-ul, dar combustibilul scumpindu-se în continuare, și vedem, ca să avem, să nu așteptăm 5 ani o anchetă, să avem tot, este vorba de un preț speculativ. Putem să vedem și o reducere a TVA, domnule Ciolacu? În primul rând, ca guvernul să aibă, trebuie să aibă instrumente. De săptămâna viitoare, guvernul va avea aceste instrumente. Și vedem, pe urmă, vom vedea efectele acestor instrumente. Să lăsăm lucrurile. Dar nu va lua plafonarea prețului la alimente, să mai ia în calcul această măsură? Păi, s-au venit cu voucherele pentru alimente punctuale. Haideți să vedem. Repet, haideți să nu debusolăm nici piața. Că dacă aduci, am văzut în Ungaria, abordarea din Ungaria la combustibil, care a dus la penurie. Deci trebuie să găsim instrumentele cele mai adecvate ca în perioada următoare. Până acum efortul pe acest an este de aproape 5% din PIB pe zona economică, ajutoare, scheme de ajutor de stat trecute prin Comisia Europeană, cât și latura socială. Mă bucur că domnul Boloș a găsit resursele să și recuperăm din sumele pe care le-am fi pierdut din fondurile europene din exercițiul financiar trecut. La acest efort, când face statul un efort de aproape 5% din PIB, trebuie să ceri și o solidaritate. Nu poți să avem anumite domenii
cu profituri record, în România cu pierderi și toată povara s-o lași numai pe populație. Sunt ferm convins că vom veni în urma acestor reglări de excepții, nu vine nimeni până în afară de această soluție, care nu e o taxă nouă, pentru că se renunță la o taxă ca să se introducă alta, în cazul în care rămânem în marja de profit de sub 1% la marile companii. În rest, vorbim de niște excepții care sunt scoase, ați văzut și recomandarea auditorilor externi, financiari, niște excepții aduse din nou în codul fiscal. Supraimpozitarea salariilor mai este o temă în discuție și a pensiilor speciale. Este o discuție în continuare, n-am găsit forma cea mai bună, astfel încât eu, de exemplu, eu din punctul meu de vedere, nu poți să ai o pensie mai mare când ești la pensie, când ai ieșit la pensie, sau venituri mai mari când ai ieșit la pensie, decât când ai avut, când ai fost activ. Pe acea diferență, din punctul meu de vedere, cred că s-ar impune și o impozitare de 99%. Este posibil? Deci nu pot, este lipsit de logică, de orice logică economică. În timpul activității am niște venituri și când ies la pensie am venituri mai mari decât am avut în timpul activității. Ce veți face cu pensiile speciale ale parlamentarilor? Aici a venit motivarea. Aici încercăm să venim cu soluția. Ați văzut că motivarea este în primul și în primul rând pentru trecut și vedem pentru viitor care va fi abordarea. Ați spus că veniți un proiect de lege. Eu vă spun de foarte mult timp că ne trebuie impozitare progresivă în România și dumneavoastră tot timpul îmi spuneți de cota unică. Uitați că altă soluție. Doar vă explicăm că nu aveți în momentul de față un consens în coaliție. De exemplu, aici, legat de supraimpozitarea salariilor mari, ce plafon maximal sau de pornire? Am avut discuția și sunt ferm convins că în coaliție vom lua hotărârea și vom veni cu o propunere clară până la 1. Am avut această discuție din nou. Parlamentarii de acum încolo, cu excepția lui Marcel Ciolacu, care nu are pensie specială, vom vedea ce abordare există în urma motivării și deciziei Curții Constituționale, pe care nu vreau să o comentez. Dumneavoastră ați spus că așteptați motivarea și că va veni și este normal. Și ați văzut, ați citit și dumneavoastră motivarea, da? Și ați văzut abordarea din motivare. Este pe procedură, cu alte cuvinte. Nu ați respectat termenele deci, și procedura parlamentară. Cu alte cuvinte, vom veni respectând motivarea. Domnule Ciolacu, e normal să avem o abordare comună. Este normal să avem o abordare comună în coaliție pe acest subiect. Am mai fost o discuție în spațiul public și dumneavoastră vorbeați despre o taxare, o taxă mai mare pentru proprietăți, pentru proprietățile mari. Nu era o taxare mai mare, să fie o taxare după grila notarială. În funcție de valoare. Este în discuție. Aici vorbim, este în funcție de valoare. Nu crește nimeni nicio taxă. Este vorba de ce iei în calcul, care este baza. Nimeni nu mărește nicio taxă. Categorii, de la an. Aceste sume, vreau să vă spun că vin la autoritățile locale și se dezvoltă autoritățile locale cu aceste sume. Deci cu câte orașe mai mare și majorarea valoarea proprietății, conform, nu am făcut eu grila notarială, e conform grilei notariale, se iau în acel moment un reper clar în ceea ce privește impozitarea. Sunt suficiente aceste măsuri, în opinia dumneavoastră, pentru nevoile pe care le are guvernul? În acest moment, categoric, da. Important este că, după cum observați, discutăm de măsuri pe care le vom lua peste 6 luni de zile. Deci, cu alte cuvinte, această coaliție și acest guvern are în discuție și ce se întâmplă în acest moment, de zi cu zi, dar creăm și ceva predictibil și pentru perioada următoare. Nu ați răspuns când v-am întrebat despre taxarea, despre taxarea dulciurilor și a băuturilor carbogazoase. Era o idee a liberalilor. Nu este suprataxare. De exemplu, în Statele Unite există accize pentru băuturile cu zahăr. Măcar noi să ajungem să plătim
la aceste produse același TVA pe care îl plătesc și ceilalți, respectiv de 19%. Și eu, părerea mea, că este corect, este corect așa. Toate statele civilizate nu încurajează, eu nu vorbesc de nicio creștere, eu vorbesc... Toate statele dezvoltate au luat această măsură să descurajeze. Nu venim cu o taxare, categoric nu. Nimeni nu vine cu o taxă sau o acciză pe zahăr. Dar aduci la același nivel TVA-ul ca și 19%, nu are rost să ai o reducere în acest fel. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Săptămâna trecută de la Neamț, de la Luțca, ați cerut explicații, poate, din amiciție cu colegul nostru de partid. Că nu știu cui să-i cer mai repede explicații. Constructorului, președintelui Consiliului Județean, ISC-ului, Ministerului Dezvoltării. Eu, părerea mea, ancheta trebuie să desfășoare rapid, ca am înțeles că există o solicitare, am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu și la nivelul CNAIR-ului de a se face o expertiză rapidă, să vedem. Am văzut implicarea primului ministru care a și propus acolo un pod alarmate ca cetățenii să nu aibă de suferit. Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene. Nu știu cine are implicarea mai multă. Cu adevărat, Consiliul Județean este beneficiar, dar nu cel care urmărește fazele nici de proiectare, nici de expertize. Și eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică și eu știu că este un bun coleg și pe perioada anchetei, cred că o suspendare a dânsului din funcția de președinte al PSD-ului de la Neamț ar detensiona acest moment pentru a până când vin rezultatele anchetei pe care până vor veni rezultatele anchetei. I-ați transmis asta sau îi spuneți acum prin intermediul nostru, domnule Ciulacu? Deoarece este colegul meu și este normal să avem aceste discuții. Și au trecut câteva zile și nu s-a autosuspendat. Și îmi cer scuze dumneavoastră din nou că nu v-am spus când și la ce oră și în ce dată am avut aceste discuții. Când a fost condamnat în prima instanță referitor la... Eu ce vă pot spune este că, ca și toți românii, sunt îngrijorat de ce se întâmplă. Am înțeles că la nivelul Ministerului Transporturilor există obligativitatea de a fi controlate aceste poduri care sunt în subordinea Ministerului Transporturilor să, din 6 în 6 luni, să fie verificate. Informația pe care mi-a dat-o domnul Ministru al Transporturilor, trebuie să vedem ce este prin executat la dezvoltare și văzută. Dar repet, stau să mă întreb cine este cu adevărat constructorul care a construit baza unui proiect și a unei expertize. Trebuie să vedem dacă proiectul este cel corect și expertiza este cea corectă. Știm cu toții că astfel de lucrări sunt urmărite la fiecare fază de către Inspectoratul de Stat în construcții și vreau să știu... Dar cine a decis că se poate circula? Și vreau să știu... Vreau să, la fel ca și dumneavoastră, am aceeași curiozitate, dar am curiozitatea cap-coadă ce s-a întâmplat la acest pod și aștept o decizie și o anchetă cât mai rapid. La ultima întrebare, domnule Ciulacu, de ce și-ar dori un politician să deschidă un pod în cazul de față cu 9-10 luni mai repede față de data la care era prevăzut în acel proiect să fie terminate lucrurile? Nu cred că, fără nimic. Pot să fii și președintele Consiliului Județean și cred că și președintele României. Nu poți decide de a deschide un pod după bunul plac al tău. Domnul Arsenariu a avut o postare publică a existat o decizie undeva de s-a dat în trafic acel pod. Păi și cine a dat? Nici eu, președintele Camerei, repet, nici primul ministru, nici președintele Senatului, nici președintele Iohannis, nici președintele Consiliului Județean, nu putem decide să dăm drumul la un pod haideți să vedem cine a luat această decizie de
a dat drumul la acel punct. Mulțumesc mult. Dacă îmi permiteți, ultima întrebare. Sunt mult prea tendențioasă, e a treia, pe același subiect și în acel. Mi-am permis, v-am răspuns direct, dar haideți să menținem în limita lucrurilor și dacă este un om vinovat, să meargă la pușcărie. Momentan există o anchetă. Dacă îmi permiteți, un ultim subiect care a apărut în spațiu public și să ne lămuriți dumneavoastră. Să rămână, mulțumesc mult. Legat...